Propunerea meu este 4 sau 11. Da, sunteți de acord, pentru că există mai multe variante, iar că președintele senatului spunea că ar prefera declanșarea... Cred că amândouă sunt puțin fezabile, dar trebuie să privim în Constituție, să vedem dacă data de alegerile în noiembrie s-ar putea desfășura, pentru că dați-vă seama, 4 nu se poate, e între sărbători. 11 este la 8 zile de data expirării mandatului legal al Parlamentului. Țara nu poate sta fără Parlament, e ca și cum mai spune, n-are președinte. Ori numai premierul, dacă e desemnat, are prin Constituție 10 zile pentru a anunța cabinetul și programul. Deci de pe 11 pe 9, până numai biroul electoral central, până dă rezultatele finale și se face 19. Deci cred că va trebui adaptată decizia la termenii constituționali, chiar dacă și această propunere 4.11 a avut în vedere tot termenii constituționali în felul ei.